sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Să știți că primele două episoade din maraton sunt foarte vizualizate de voi, mă bucur că vă plac și vă inspiră. Să știți că citesc toate comentariile voastre și la un moment dat am văzut că mă întrebați destul de des dacă sunt vegetariană. Nu sunt! Într-adevăr, nu mănânc carne de foarte mult timp, de aceea nici în rețetele mele nu o să vedeți preparate cu carne, în schimb mănânc ou și câteva brânzeturi, brânză de vaci și iaurt. Pur și simplu nu simt să mănânc carne, nu-mi place, mai ales acum vara când afară este foarte cald. Prefer mai mult preparate ușoare, bazate pe legume și fructe. Și fiecare masă pe care vă propun conține proteine, chiar dacă sunt vegetale, și toate nutrienții de care voi aveți nevoie. Și pentru astăzi v-am pregătit un meniu gustos și sănătos. Dar înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să nu pierdeți niciun video și nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, acolo zilnic postez pozele interesante și vă anunț de fiecare dată când apare un video nou, deci urmăriți-mă și pe Instagram. Iar acum să trecem la treabă. Fiecare video de-al meu din acest maraton eu o să încep cu apă plată și la mâie, fiindcă îmi doresc din suflet să aveți și voi acest obicei sănătos dimineața. Apa plată cu la mâie detoxifică organismul și vă ajută să slăbiți. Pentru un mic dejun eu o să pregătesc humus cu sfeclă. Eu ador humusul fiindcă conține multe proteine, este sățios și foarte gustos. Humusul se poate pregăti în diferite variante, însă preferatul meu este cel cu sfeclă. În varianta originală se mai pune și usturoi, însă eu nu o să pun fiindcă nu prea îmi place usturoiul. Așadar, o să aveți nevoie de năut, aproximativ 200-300 de grame, sfeclă fiartă, cam 2 bucăți, pătrunjel, lămâie și ulei de in. Punem toate ingredientele într-un blender. Uitați-vă ce culoare drăguță are humusul nostru! Punem humusul nostru pe 2 felii de pâine integrală. Adăugăm pătrunjel proaspăt și mic dejun este gata. Pentru astăzi, ca și prima gustare, am ales pepene roșu. La prânz o să pregătim paste din quinoa și roșii. Le punem la fiert 5-6 minute. Gata, le punem într-o farfurie, adăugăm un pic de ulei și sare, amestecăm, adăugăm un pic de verdeață și prânzul nostru este gata. Pentru a doua gustare am ales câteva bucăți din ciocolată neagră amaruie. Pentru cine o să pregătim o salată din cartofi dulci și conopidă, punem într-o tavă cartofi dulci, conopidă, ardei și ciuperci. A
Adăugăm un pic de sare și amestecăm. Punem această tavă într-un cuptor la 180 de grade, 30 de minute. Punem legumele într-o farfurie, adăugăm și câteva linguri de năut, mai punem un pic de sare și pătrunjel. Cina noastră este gata! Dragii mei, acesta a fost video-ul meu de astăzi, sper din suflet că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să dați like, iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe, nu uitați de asemenea că mă puteți urmări și pe pagina mea de Facebook, Instagram și Adnăclasnici, vă aștept acolo cu mare drag, vă pup și ne vedem mâine! Pa, pa!